Copilul Cosmin Micu a știut că vrea să fie fermier când va fi mare. Astăzi, fermierul Cosmin Micu lucrează 1500 de hectare în județul Arad. Ceea ce vezi în ferma tânărului agricultor nu prea vezi prin alte exploatații. Asta pentru că, deși face parte din noua generație din agricultură, fermierul îmbină tehnologiile clasice cu noile tendințe de prelucrare a solului. Direcția mea spre agricultură a început de la vârsta de 10-12 ani. La 14 ani deja lucram pe utilajele agricole. La vremea aceea veneam la ferma unde lucra tatăl meu. Veneam toată ziua pe la fermă, îmi plăcea să merg pe câmp. Mergeam cu oamenii care duceau mâncarea cu căruța către muncitorii care lucrau la vremea aceea în fermă. Și eu mâncam mâncare la vremea aceea, cum se ducea mâncarea în bidoanele acelea de aluminiu, iar îmi amintesc și acum pâinea aceea care era făcută de Armopan Arad, acele franzele care se produceau la Arad. Era o plăcere deosebită să fiu pe câmp toată ziua, chiar și noaptea când se lucra la scos de sfeclă pe înghețat, mă duceam și eu cu tractoriștii ca să particip la operațiunile care se făceau la vremea aceea. Nu cred că cineva mă lua în considerare, adică chiar multă lume nu m-a luat în considerare până ce am început să dezvolt ferma proprie. Iar ferma proprie este astăzi una în care investițiile și-au spus cuvântul, inclusiv pe partea de utilaje, dar și pe partea de depozitare. După terminarea liceului, mi-am cumpărat o mașină, mi-au cumpărat părinții o mașină și de atunci am început să mă implic foarte intens, pentru că puteam să mă și deplasez dintr-o parte în alta, merg să cumpăr piese pentru utilaje, să rezolv problemele care erau de rezolvat și așa încet, încet am început să mă dezvolt, să zic așa, pe lângă taică-meu și pe partea aceasta de administrativ. Iar de la vârsta de 18 ani încoace, mă implic foarte mult. Am început să accesez proiecte pe fonduri europene, am depus mai multe proiecte. În 2010 am depus, în 2011, în 2012, în 2020 am depus mai multe proiecte de-a lungul anilor, 3 s-au aprobat și 2 s-au implementat, al treilea urmează să-l implementez în perioada următoare, adică anul acesta. Valoarea investițiilor făcute de-a lungul anilor depășește în momentul de față 10 milioane de euro. Capacitatea de stocare este de 20.000 de tone, iar anul acesta o să construiesc încă 10.000 de tone, o să ajung la 30.000 de tone și avem un număr de 16 angajați în momentul de față. Pentru Cosmin Micu, profesia de fermier este definitorie. Pentru el nu există program, există doar timpul pe care îl petrece în fermă. Acest lucru nu înseamnă însă că nu își dozează eforturile și nu își calculează atent investițiile. Din punctul meu de vedere, consider că este foarte important să fii fermier înainte de toate, ca să înțelegi cum funcționează lucrurile și după aceea să fii economist, se poate rezolva și problema aceasta. În cazul meu, eu lucrez, am o colegă de lucru care ea se ocupă mai mult de partea economică, eu mă ocup de partea de câmp, curte, fermă, utilaje. Eu aici, să zic, mă implic foarte mult. Cea mai mare provocare a mea a fost ca să am tehnică și utilaje cât mai performante sau cele mai performante posibile ca să pot să-mi ușurez munca de zi cu zi. În anul 2007, tatăl meu mi-a spus atunci că trebuie să ne gândim la să accesăm proiecte pe fonduri europene. În 2009 el mi-a cedat și Scriptic, să zic așa, societatea, care este și astăzi. Mă refer la societate și inclusiv tatăl meu. Lucrăm împreună chiar și în zilele acestea.
cea mai mare provocare în momentul de față sunt sistemele de irigații. Fără sisteme de irigații ne va fi foarte, foarte greu în timp. Pentru că sunt ani foarte fluctuanți, sunt ani în care faci profit încât să-ți acoperi cheltuielile și să rămâi cu o marjă de profit, dar sunt ani în care îți mănâncă tot profitul care l-ai câștigat cu un an sau doi înainte, iar noi avem nevoie de lichiditate în fiecare an și eu consider că trebuie să irigăm o parte din suprafața fermei. Până la a ajunge să aibă terenul irigat complet, visul său, fermierul Cosmin Micu își adaptează tehnologiile din câmp. Nu a renunțat la arătură, dar o implementează doar la culturile de primăvară. O atenție deosebită acordă fertilizării. La această cultură din spatele meu s-a folosit o tehnologie de prelucrare a solului fără arătură. Aici s-a făcut o prelucrare de dezmiriștire imediat după recoltat, după aceea am făcut o prelucrare cu un utilaj cu organe active, mai bine zis să zic ca un gruber. După aceea am mai făcut o prelucrare cu un utilaj pentru mărunțit, iar înainte de semănat s-a făcut o prelucrare cu combinatorul. Deci, practic, s-au făcut mai multe lucrări pentru a înființa această cultură, pentru a evita și partea de aplicare a chimicalor pentru distrugerea samurastrei sau distrugerea buruienilor. Eu consider că mai bine face o prelucrare în plus la sol pentru distrugerea buruienilor. Vorbesc de buruienile anuale, nu vorbesc de buruienile perene, că dacă vorbim aici de pălămidă, de cirsium și de sorghum halepense, lucrurile se complică, sau de rugus, sau de altele. Iar făcând mai multe treceri, reușești cu ușurință să mărunțești solul mai bine într-o perioadă mai îndelungată. Dacă vorbim de la recoltat din luna iulie, când s-a recoltat planta premergătoare rapiță, până la semănatul grâului în 15 octombrie, au venit o serie de ploi. Din luna septembrie și până la semănat am avut în jur de 200 de litri de apă. Iar până la data aceasta avem peste 450 de litri de apă. Aici la noi, în zonă, precipitațiile de-a lungul unui an, media multianuală, este undeva de la 450 până la peste 600. Sunt ani în care plouă, ani în care plouă mai mult, ani în care plouă mai puțin. Este foarte important din punctul meu de vedere ca să avem o mărunțire cât mai bună a solului la perioada semănatului, pentru că sămânța de grâu se răsară într-un sol fin. Indiferent de ce sămânță vorbim, dar având în spatele nostru grâu, vorbim de grâu. Eu sunt adeptul ca să mărunțim solul pe o perioadă mai îndelungată, pentru că datorită ploilor care vin, fie ploaie de 5 litri, fie ploaie de 20 de litri, schimbă structura bolovanilor. Ei se descompun prin razele solare și precipitațiile care cad, ei se sfarmă de-a lungul verii, să zic așa. Și este foarte ușor ca în perioada de toamnă să ai un sol cât mai mărunțit. La culturile de primăvară eu folosesc 100% arătură, sunt adeptul arăturii. Odată la 2-3 ani efectuez lucrare de arătură pe teren pentru distrugerea dăunătorilor, distrugerea rozătoarelor, vorbesc aici de Microtus arvalis, de șoarecele de câmp. Dacă nu facem și lucrări în profunzime și lucrări, să zic, de tip arătură, ne trezim cu o invazie fantastică de șoareci. Atunci iarăși trebuie să intervenim cu alte substanțe chimice, cu alte otrăvuri ca să distrugem aceste rozătoare. Și cumva lucrurile se bat cap în cap, adică vrem să renunțăm la unele lucrări, dar nu ne gândim că avem o afluență de dăunători care ne distrug culturile și tot trebuie să venim cu substanțe chimice ca să-i distrugem pe acei dăunători. La partea de fertilizare eu fac două treceri cu îngrășământ la fiecare cultură. La cultura de grâu folosesc îngrășământ de triplu 15 sau triplu 16, iar în perioada următoare a vegetației, la începutul vegetației, să zic așa, în luna martie, aplic îngrășămintele cu azot.
Iar la culturile de primăvară merg tot la fel, tot o cantitate de complexe de triplu 15 sau triplu 16. În perioada semănatului aplic nitrocalcar. Nu folosesc îngrășăminte lichide decât la partea de cereale, îngrășăminte pe bază de azot lichid, fie uree dizolvată, fie îngrășăminte lichide pe bază de azot, care le aplic pe partea de foliaj pentru acumularea de proteină. De-a lungul anilor am acumulat suficientă experiență, lucrez în agricultură de peste 20 de ani și am observat că perioadele și epocile de semănat trebuie respectate. Că într-un an este secetă la început de octombrie, este bine să semeni grâul, vorbesc aici la noi, la mine în fermă, între 1 și 20 octombrie. În cazul în care te împingi cu epoca spre luna noiembrie, există șansa ca să vină ploile în luna noiembrie, iar după aceea să nu mai poți să semeni. Dacă vii mai repede cu semănatul, există șansa ca la început de octombrie să fie un nivel mai ridicat de precipitații, să te trezești că cultura de cereale, vorbesc aici grâu și orz, să ajungă în toamnă chiar la formarea primului internod, și iarăși nu este bine. Deci eu consider că epocile de semănat trebuie respectate. Nu putem noi să schimbăm regulile care sunt testate și verificate de zeci de ani. Chiar și la culturile de primăvară, pentru că vedeți cum a fost și acum, a fost zilele trecute minus 7 grade, în cazul în care aveam porumbul semănat la începutul lunii martie și l-aveam răsărit, cu siguranță porumbul acela ar fi înghețat. Deci nu are rost ca să facem experiențe doar de dragul de a experimenta. Adică experiențe facem de-a lungul anilor și ne dăm seama, dar eu sunt precaut vis-a-vis de climă și consider că ceea ce am verificat în zeci de ani este sigur testat. Monocultura nu își are locul în ferma lui Cosmin Micu, care își începe asolamentul cu grâu, o cultură importantă pentru veniturile fermei. La tratamentele cu dăunători apelează doar când monitorizarea atentă a câmpului îi semnalează că este nevoie de stropiri. În cadrul fermei mele, eu nu merg cu monocultură, am un asolament gândit pe mai mulți ani, după cultura de grâu. Aici o să vin cu cultură de porumb sau cultură de orz. După cultura de orz, dacă pun orz, vin cu cultură de rapiță. Dacă vin cu porumb, după cultura de porumb, vin cu grâu. După grâu, vin cu rapiță. Dacă pun orz, vin cu porumb. După porumb, vin cu rapiță. Deci fac un asolament pe 4 ani, ca să vin cu o cultură odată la 4 ani pe același teren. În cazul grâului, dacă vin cu grâu, porumb, grâu, atunci grâul se întoarce odată la 2 ani, dar la oleaginoase încerc să merg odată la 4 ani cu cultura de oleaginoase pe acel teren, pentru a evita dăunătorii care sunt specifici culturii de oleaginoase, vorbesc aici de rapiță sau dacă vorbim de floarea soarelui, pentru a evita problemele de alternare, sclerotinia, foma, care într-un asolament scurt îți creează probleme destul de serioase. Acum, pe partea de rozătoare, am ales să creez și lizierele de protecție pentru a avea posibilitatea ca prădătorii speciilor care ne creează nouă probleme, vorbesc aici de șoarecele de câmp, având aceste liziere, pe lângă că protejăm cultura de vânturi, păsările, mă refer aici la vulturul șorecar și vulpea, care o vulpe, ca să-și crească pui, mănâncă șoareci de ordinul sutelor și atunci ele pot să regleze ecosistemul în cazul în care avem un atac mare de dăunători. Dacă ai prezent aici vulturul șorecar și vulpea, ele îți reglează acest ecosistem. Eforturile investiționale ale fermei sunt direcționate spre irigații. În prezent, numai 250 de hectare sunt udate, iar ținta este de a atinge o suprafață irigabilă de 500 de hectare. Eu de câțiva ani am început să mă gândesc la partea de irigații, în special din 2017, când am avut o secetă pronunțată. Producția de porumb la vremea aceea a fost între 2 și 4 tone la hectar. Și atunci m-am tot gândit ce se poate face pe partea aceasta de irigații. Am ajuns la concluzia că doar se poate merge pe irigații locale, să acumulăm apa în perioada iernii, având în vedere că satul nostru este amplasat pe câmpia înaltă a Vingă, avem forme de relief cu văi, dealuri, pe zonele joase putem
acumula cantități însemnate de apă în perioada iernii, fie de la ploi, fie de la zăpezi. Iar prin aceste acumulări de apă ne putem asigura o cantitate de apă care să ne asigure o irigare pentru culturile, fie vorba de culturi de primăvară, fie vorba de culturi de toamnă. Că sunt situații în care, cum a fost în 2020, am avut secetă la culturile de cereale, ceea ce ne-a scăzut producția cu până la 3 tone per hectar. Acolo, dacă aveam o cantitate de 50 de litri de apă per metru pătrat, câștigam 3 tone de producție. Având în vedere că nu avem aceste irigații, m-am gândit atunci ca să încep escavări, să încerc să acumulez apă pe zonele joase pentru a utiliza în sezonul secetos. De-a lungul anilor, având o experiență destul de mare, zic eu, în domeniu, l-am încercat ca să fiu un fermier echilibrat, să cultiv mai multe culturi, să nu fiu doar pe două culturi, să fiu de la o extremă la altă extremă. De aceea și cultiv culturi de toamnă, 3 culturi, orz, grâu și rapiță, iar în primăvară porumb și floarea soarelui. Cu una, două culturi este foarte riscant. Vedeți și acum cum este piața asta atât de volatilă, cu prețurile la cereale într-o parte a anului prețuri mari, în cealaltă parte sau la celălalt început de an prețuri foarte mici, având în vedere că eu am și spații de stocaj destul de mari, adică suficiente pentru ceea ce produc eu, este greu să iei și decizia cea mai bună, dar cred că vânzarea trebuie să o faci atunci când consider că prețul te mulțumește, prețul de vânzare, să nu împățești cum am pățit-o probabil toți fermierii anul trecut, anul 2022, unde la recoltat am avut prețuri de 1,60 lei, 1,70 lei la grâu, iar acum, în sezonul acesta, avem preț la recoltă de 1 leu, după cum se anunță. Adică trebuie să-ți faci calcule și să știi când să vinzi, că de produs știi să produci, dar trebuie să știi și când să vinzi. Într-adevăr, este nevoie și de noroc, acum norocul câteodată mai ți-l și faci. Nu înseamnă că eu sunt cel mai norocos sau eu sunt atotștiutorul. Cu siguranță și eu greșesc și eu fac greșeli, dar este important să iei aminte, să tragi concluzii și să înveți din greșeli.